și cu totul deosebit, și anume Mercur în domiciliu, respectiv în casa 6, acolo unde este și locul, în casa Fecioarei, foarte aproape de Jupiter și de Soare. Știm că Mercur reprezintă inteligența omului de rând, capacitatea de a ne mobiliza, adaptarea la mediu, modificarea rapidă, practic modificarea de la minut la minut, atunci când știi să iei o decizie rapidă, te adaptezi și așa mai departe. Tot Mercur reprezintă alegerile, dar reprezintă și separările atunci când nu mai este momentul, focalizarea sau concentrarea pe ceva în detrimentul la altceva. Iată deci ce au de înțeles racii în această perioadă, deoarece Mercur se află în domiciliu, mai mult decât atât, nodul nord se află și el în semnul lor. Deci, practic, este foarte facilitată interacțiunea cu mediul, spuneam, alegerile, dar și separările, tot ce ține de negoți, tot ceea ce ține de modificarea direcției atunci când este cazul. S-ar putea să vedem un nativ rac care pleacă la o întâlnire de afaceri sau pleacă hotărât să facă o alegere și în momentul în care ajunge în locul respectiv, schimbă total direcția. Este un specific al perioadei imediat următoare, dar în sensul benefic, pentru că Jupiter este imediat alăturat lui Mercur și el spune că dacă racii vor fi intuitivi și vor avea încredere în divinitate, vor lua alegerile bune, chiar dacă atunci când pleacă de acasă sau la începutul zilei, să spunem că planul lor nu este chiar idealul. De asemenea, s-ar putea să vedem raci care sunt preocupați și se concentrează pe mai multe domenii. Nu vom vedea raci în perioada imediat următoare care să aibă o singură preocupare, pentru că acest Mercur, Jupiter și Soare în casa a șasea arată dorința de a intra pe mai multe domenii de activitate și chiar ei au un soi, este un lucru foarte frumos, au un soi de luciditate în detrimentul visării utopice și în detrimentul unei subiectivității sau unui idealism pur și simplu pueril, au această capacitate de a se ancora în concret foarte frumoasă, care va duce chiar la eliminarea blocajelor în perioada imediat următoare. Racii au această șansă deosebită de a elimina blocajele acolo unde au existat blocaje și de a veni cu foarte multă dexteritate și adaptabilitate în anumite situații critice pe care le pot face peste noapte, cărora le pot găsi peste noapte răspunsul. Așa este, e foarte interesant perioada în care suntem și este extraordinar de puternică. Este o perioadă care ne pune să ne gândim la ceea ce avem de făcut în viață și cum putem să facem un pic mai bine pentru noi. Dar acest mai bine pentru noi vine, din punctul meu de vedere, prin ceea ce putem să facem mai bine exact acolo unde suntem. Că suntem la locul de muncă, că suntem cu prietenii, în activitățile în care suntem integrați. Asta ne va da înăuntrul nostru o pace interioară care ne ajută în partea cealaltă, în momentul în care ne detașăm de zona în care ne desfășurăm activitatea, să putem să fim mai bine cu familia sau cu nucleul de familie în care suntem. Repet, pentru fiecare nativ din orice zodie în care s-a născut, numărul destinului este un număr extraordinar de important și guvernează în proporție de 40% viața noastră. Cifra destinului 4, care este constructorul, reprezintă o viață care constituie muncă și realizări concrete. Este o cifră care aduce extraordinar de multă stabilitate, dar care ne obligă să ne asumăm și responsabilități. Una dintre responsabilități este aceea de a construi o viață pe niște temelii solide, în a învăța să-și folosească autodisciplina într-un mod constructiv. Aceste persoane sunt de obicei persoane realiste, practice, muncitoare, loiale, persoane cinstite, sunt uneori monoton, dar sunt extraordinar de tradiționaliști în ceea ce fac. Nu le este teamă de efort și vor îndura orice lipsuri pentru a obține în final ceea ce și-au propus. Vor munci cu foarte multă tenacitate, dar această muncă de multe ori este o lecție pe care trebuie să o învețe. Ei lucrează într-un mod organizat, după un plan. Pot lucra 14, 16, 18 ore pe zi dacă este nevoie pentru a-și atinge targetul pe care și l-au propus. Cuvântul ferm, cuvântul fermitate, îi descrie cel mai bine în viața lor. În partea a doua a vieții, a celor care au destinul numărul 4,
destinul va deveni mai permisibil, mai ușor pentru ei și va lăsa să evolueze într-un mod un pic mai accelerat și mai echilibrat. Siguranța pentru ei este foarte importantă și acesta este un motiv pentru care ei sunt foarte atenți cu ceea ce cheltuiesc, cu investițiile pe care le fac. Ei riscă foarte rar și riscă doar atunci când sunt, când simt că au o deplină siguranță în investiția pe care vor să o facă, în noua schimbare pe care vor să o întreprindă. Le este teamă de nou, am mai spus, sunt tradiționaliști, tradiționaliști în gândire, un motiv pentru care le displace să se abată de la planurile pe care și le-au creat. Au un model în care o abordare inedită a unei situații, adică să o ia cumva pe scurtătură, îi face să se tempereze sau să dea înapoi, să nu mai facă absolut nimic. Destinul 4 favorizează un succes prin multă muncă, cu eforturi susținute și regulate, dar permite o reușită solidă dacă evoluția este corectă, lentă, adică făcut totul treaptă cu treaptă, fără să se grăbească. Destinul comportă puține riscuri, dar nimic nu este dobândit cu ușurință. Ce ar mai trebui spus, că atunci când din vibrația numelui întreg, adică nume și prenume, lipsește cifra 4, destinul lor va fi un destin un pic mai greoi. Mergem mai departe să vedem pentru nativii leu cum se anunță perioada.